Salut și bine v-am găsit la un nou episod cu mașini. Jucăm un joc super interesant și palpitant cu mașini pe telefon. Avem o super mașină, trebuie să punem și centura. Suntem la școala de șoferi cu această mașină. Trebuie să respectăm semnele de circulație și să trecem prin aceste checkpoint-uri. Lăsați un comentariu și spuneți ce părere aveți despre acest joc. Nu uitați să apăsați butonul de like și abonare. Apăsați clopoțelul să nu ratați niciun joc de pe acest canal. Aici, pe acest canal, găsiți cele mai noi și cele mai tari jocuri. Oh, mergem cu viteză maximă înainte. Și... super! Nu avem limită de timp în acest joc. Putem schimba camera. Să vedem și din interior. Super tare. Această mașină. Foarte interesantă. Și puternică. Avem două moduri de a vedea. Din interior sau din exterior. Putem aprinde și farurile. O, dacă trecem pe roșu, o să fim penalizați, da? Oh, și un mic accident. Încercăm să trecem prin toate checkpointurile pentru a primi cât mai mulți bani. Trebuie să respectăm semnele de circulație. Oh, merge cu viteză foarte mare această mașină, 100 de km pe oră. Și oh, făcut un accident. Aici este stop, trebuie să oprim la el. Să oprim chiar aici. Super. Semnalizăm și cred că o să primim și pentru semnalizare un bonus dat de 30 de bani. Foarte tare. Oh, am ratat un checkpoint. Cred că trebuie să mergem înapoi, să trecem prin acest checkpoint. Da, foarte bine până acum. Mergem înainte. La școala de șoferi. Trebuie să învățăm să conducem. Oh, din nou un accident aici. Încercăm să ieșim din această încurcătură, să trecem prin checkpoint și mergem către finish. La finish trebuie să parcăm corect. Foarte tare. Foarte bine până acum. Și aici este locul de parcare. Am terminat acest super level. Mergem la următorul level, mult mai palpitant și mai interesant. O, trebuie să fim atenți la trecerile pietoni. Super. Să vedem aici în ce direcție trebuie să mergem. Oh, nu am văzut din prima. Trecem și prin acest checkpoint. Super. Am oprit la semn. Să lăsăm și pietonii să treacă. Oh, era să cărcăm acest pieton. Mergem pe aici, după săgeți. Foarte bine până acum. Am trecut pe galben, cred. Am făcut un accident. Nu am făcut foarte multe puncte. Dar am făcut foarte multe accidente. Și aici. Oh, am trecut pe roșu. 50 de puncte scăzute pentru roșu. Aici trebuie să stăm la semafor până se face verde. Să ne încadrăm pe această bandă și așteptăm semaforul, semnalizăm stânga, urmăm săgețile. O, ne-a accidentat o mașină. Din păcate, din nou ne-a accidentat. Trecem prin acest checkpoint. Foarte bine. Mergem către finish, locul în care trebuie să parcăm. O, este chiar în față.
să parcăm în acest loc. Foarte tare. 20 de kilometri pe oră cred că trebuie să avem pe pod. Da, trebuie redusă viteza pentru pod. Ne-a accidentat o mașină. Mergem cu viteză înainte. Oprim la semafor să primim bonus. Foarte tare. Când se face verde putem continua. Momentan e roșu și acum e verde. Pe acest pod trebuie să mergem cu 20 de km pe oră. Avem un indicator chiar în față. Aici este 30. Dar cred că urmează unul de 20, da? Este chiar în față acest de 20. Să nu întrecem limita foarte mult. Mergem cu atenție. Avem în jur de 20 de km pe oră. Acum 30. Am luat o amendă pentru că am mers cu viteză prea mare. Lăsați un comentariu și spuneți ce părere aveți despre acest joc. Nu uitați să apăsați butonul de like și abonare. Apăsați clopoțelul să nu ratați niciun joc de pe acest canal. Aici, pe acest canal, găsiți cele mai noi și cele mai tari jocuri gratis pentru telefon mobil, Android și iOS.